legate de fenomenul de îmbătrânire a populației din România. Este foarte mult legat acest fenomen de afectările cognitive, inclusiv demențe, pentru că prin studii efectuate la nivel mondial s-a văzut că după 65 de ani, cam 10% din oameni au anumită formă de demență. Iar peste 85 de ani, peste 40% dintre persoane au o formă de demență. Deci, înțelegeți fenomenul, amploarea fenomenului. Ce se întâmplă în România? În România, în 1990, cam 10% din persoane, deci 1 din 10, aveau peste 65 de ani. În 2008 s-a estimat că se va ajunge la 15%, deci 1 din 7. Și în 2011, când s-a făcut recensământul ultim, s-a văzut că sunt, de fapt, 16,1% persoane peste 65 de ani. Deci, este o creștere destul de importantă, aproape abruptă, putea să spunem, anume persoanele care sunt, să spunem, într-un fel, predispuse la dezvolta această formă de tumor, cele cognitive. Deci, problema este foarte complex și în amploare. Ce este interesant? Că în România, și nu numai în toate țările, dar și inclusiv în România, crește mai rapid procentul persoanelor care sunt cu vârste extreme, peste 80-85 de ani. Deci acest segment ne spunea că proporția așa cu tumori cognitive este mai mare. Și constatăm următoarea chestiune. De multe ori este vorba de o mamă care e îngrijită de o fiică, mama având 80-90 de ani, fiica având și ea 60-70 de ani. Fiecare poate ține proprii și foarte greu de îngrijit. De aceea este nevoie de un sistem, și domnul profesor Bogdan Popescu, e nevoie de un sistem coerent și de îngrijit de tip progresiv. Adică adaptat la diversele etape ale evoluției bolii, de la formele ușoare până la formele severe, care necesită îngrijire complexă. Și, cum spunea și domnul profesor Popescu, să nu uităm faptul că la vârste înaintate apare un cumul mare de alte afecțiuni, care complică extrem de mult îngrijirea acestor pacienți. Deci, înțelegem amploarea fenomenului și poate bine să spunem și faptul că, așa cum a spus și numai profesorul Dose, sunt din ce mai multe doamne în vârstă în România și care se predispus la această boală. Vă spun tot niște date de statistică. În 2011 s-a văzut că speranța de viață la naștere la doamne era 77,6 ani și la bărbați 70,5. Deci peste 7 ani diferență. Asta arată media, e o medie. Da? Arată că multe doamne ajung la vârstă înaintate și urmează să fie îngrijite de diverse afecțiuni, inclusiv de această afecțiune, care e foarte frecventă, cum am spus, ajunge la peste 40% după 80-85 de ani. Deci aceasta este dimensiunea fenomenului în România. Și, cum s-a spus aici, de către colegii noștri, este foarte important mai întâi să vedem exact dimensiunea fenomenului, adică să se facă niște studii care trebuie să vedem să fie finanțate pentru evaluarea exactă a dimensiunii fenomenului, pentru a aloca în mod corect resurse bugetare reduse, cum știi foarte bine că sunt. Dacă noi cunoaștem foarte bine fenomenul, nu disipim resursele în zone care nu sunt necesare. Pe de altă parte, reușim să rezolvăm niște probleme foarte complicate. Așa cum am spus, în momentul actual, o mare parte din îngrijirea pacienților dificili în stadiile avansate de boală revine pe umerii familiei. Și, pe de o parte, copiii nu pot să-și plătească serviciul pentru a îngriji permanent astfel de persoane. Pe de altă parte, dacă au trecut de vârsta activității profesionale, copiii nu au capacitatea fizică, datorită afecțiilor cronice pe care le au, de a-și îngriji astfel de pacienți, care de multe ori sunt extrem de dificil de îngrijiți. Deci, cam aceasta am să adaug eu. Vă mulțumesc! Mulțumesc!